Dragilor, vreau să vă arăt ceva. Avem o mașină foarte veche și vă știți că noi mai restaurăm lucruri vechi. Am avut un Keller. Și de cât timp am avut un Keller? 10 ani, mai bine. 10 ani, soțul, și ne-am uitat un pic la ea acum. Și merge, a reglat-o soțul, a făcut-o ăsta și chiar merge super ok. Deci mașina din aia nu electrică, ceea ce ne-am dorit întotdeauna, cum pedale, este totul dintr-un fier foarte... foarte fain făcut. Se poate vopsi. Când o să avem timp o să vopsim și fierul, dar acum nu este vreme pentru așa ceva. Acum vrem doar să o facem. O uns-o soțul pe aici toată, o uns-o desfăcut-o el, o uns-o toată, mai trebuie poate uns un pic, că văd că iar e uscată, picături de ulei. Aici vrem să dăm cu șmirgă, să facem roată frumos, ca să fie fin. Aici am făcut deja un pic, vedeți ce bine arată, și o să-i punem folie proaspătă pe ea sau o să vedem cum ce facem, ca să fie nou făcută. O să o instaurăm așa un picuț, cum știm noi, mai bine. Și da, acum asta e mai fin un pic, dar altfel agăța materialul când o să am. Așa arată mașina, arată super ok, îmi place foarte mult, mă bucur foarte mult că merge, că m-am negăjit că nu a mers. Totul este foarte bine la ea. Este mașină foarte veche, eu zic că e foarte prețioasă, pentru că asta nu se strică, decât dacă schimb cureaua alea și s-o ungi. Rest, am comandat ace, scrie numărul de ace care trebuie să le folosești, să le folosim, scrie pe mașină ce număr de ace are, deci e ceva fantastic. Pe când la mașinile astea alte, sunt la care scrie, la care nu scrie. Soțul mi-a căutat foarte casa de tăiat, am două din astea. Deci nicăieri n-am găsit-o, zice soțul, las că ți-o caut eu. Imediat am găsit-o, soțul, probdarea lui. Ceau, soțul. El e mare meșter aici în casă, mă bucur pentru lucrul ăsta, că face foarte multe lucruri și le face mult singur, v-am zis. Și o desfăcut-o, nu a avut el habar de mașină, dar ce pot să vă spun, o desfăcut-o, o făcut-o. Merge, am cusut la ea, tot timpul avem ceva de cusut în casă. Eu sunt mică de statură, la mine pantalonii trebuie făcuți, la fetele au foarte multe modificări în ultimul timp. Doresc tot timpul să modifice multe lucruri, așa că eu zic că merită instaurată. Nu este cu masă din aia care se închide sau se bagă mașina înăuntru, este doar așa cum este. Mi-aș fi dorit să fie așa și să fie masa din lemn. Masa nu este din lemn, dar o să instaurăm foarte bine cât putem, pentru că vreau să fie masa originală de la ea. Masa arată foarte bine, sper că nu se rupe. Mașina cred că a stat în ploaie afară și din cauza aia s-a umflat un pic masa, dar o să instaurăm cât de mult putem. Asta este cutia ei, o să vă arăt. Asta este cutia ei originală. Și aici trebuie să facem noi niște lucruri, pentru că aici cam se... O să vedem noi, ori cu lac dată pe deasupra, ori pe deasupra lipiți ceva, că vreau să rămână asta veche, pentru că nu avem cum să punem alta nouă, că nu o să mai arată așa de bine ca și acum, nu? Scrie și numele pe ea. Este o mașină foarte, foarte valoroasă pentru mine. Și... mă bucur că o avem, am ținut un Keller atâta timp, n-am folosit-o, aia e electrică, vă spun sincer, am și electrică, mi s-a stricat imediat, n-are rost. S-a rupt talpa de dedesubt, ce mi-a zis cineva, așa ceva n-am pomenit, să se rupă talpa de dedesubt și numai că să stă talpa la dimensiunea ei, să comandă, am comandat, dar nu se potrivesc nici cum. Și ceva, mi-a întrebat, am aici un domn cuitor lângă noi, chiar la doi pași, care mai face așa ceva, mai transformă singurul care e aici la noi în jurul nostru, că nu prea mai sunt, și m-a întrebat cum ai reușit, habar n-am, cum s-o talpa de jos. Ziceam, mașina asta foarte veche și asta, mașina foarte veche, talpa de jos e foarte bună, deci aia nu se prea rupe. Dar mă rog, mi s-a rupt talpa, probabil că a fost din plastic, sigur a fost din plastic, aia care am cumpărat-o, deci a fost o grămadă de bani. Și electrică și, mă rog, nu mai găsesc talpa care se potrivește. Am comandat de două ori, niciuna nu se potrivește, așa că n-are rost să mă dau banii, pentru că talpele sunt de desubt sunt foarte scumpe. Aia, graifa se numește, care trage materialul de desubt, aia cu dinți, sunt destul de scumpe și nu găsesc ce se potrivește. Așa că acum am două și n-am ce face cu ele, că le-am comandat, nu se merită să poată trimit pachetul înapoi și chestii din astea. Așa că... nu se mai comand și să mă folosesc de această mașină pe care vă spun sincer că mă bucur de suflet că o avem. Și Doamne ajută să fie bine. Sper, când este gata, o să vă mai arăt.
pe margine atâta cât să putem restaura masa ca să nu ne se rupă, să nu se agate în lichinea, să fie marginile mai fine și restul așa o lăsăm, nu luăm prea mult. Asta e destul de bine. O să facem mai departe pentru că o să iasă ceva foarte frumos. Da, dragilor, până i-am frecat acolo un pic mașina, am făcut-o. Soțul a făcut aici cocktailul lui. Ceau, soțul, cum ești? Bine. Te sunt bine? Cum e cu cocktailul? O să vedem. Vrei să le spui la oameni ce ai pus înăuntru așa scurt? Un grefuit, castravete, măr, ingver, lămâie, miere. Mulțumim, mulțumim, soțul. Și așa a ieșit? Ai fier coaja de la grefuit? Da. A spălat bine grefuitul, am fier coaja? Și am pus apa la macinat. Și eu pus apa aici și o macinat cu blenderul sau cu care blender vreți voi, mic, mare. Aici sunt resturile, cum soțul strecurat tot, dar el le pune la frigider și pune câte o lingură de miere și mănâncă câte o lingură, pentru că nu le aruncăm nici astea, pentru că asta e pulpa de la tot ce am făcut noi aici și sucul o să-l bem acum și pulpa îl mâncăm așa câte o linguriță, o să mănânc și eu și soțul, o punem în frigider, că putem să mâncăm 3 zile linia, putem să mâncăm așa, e proaspătă la rece, așa că vă dorim poftă bună! Mm-hmm.
ușor și prins pe oriță, testat pe frumos. Super fain. Mie îmi place cum a ieșit. Păi ești prima. Foarte fain. Era întreba. Super fain a ieșit. Foarte, foarte frumoasă. Mașinuța noastră. Vreau să vă arăt un pic mai aproape. Cum arată. Hai un pic butonul închime în coace, așa. Ia uitat tot ce fain am făcut-o. E super faină. Am instaurat un picut așa cum am sunt noi. Acum nu mai agață materialul pe margine. E fină, frumoasă, am mergălit-o. Și mersi fain de ajutor. A fost super faină. Acum pot să mă pun de treabă. Doamne ajută!